Pe scurt, am descărcat GTA 6. Dormeam, iar telefonul meu exploda de la notificări, deoarece mi este foarte lene să mă ridic și să sting telefonul. Dar să-l sting cu puterea gândirii eu încă n-am învățat. Așa că am rămas lăsat în pat cu urechile închise. În sfârșit, când m-am trezit, am decis să mă uit ce muritor mă deranjează toată dimineața. Asta era Denise. Am adăugat în planificatorul zilnic un alt obiectiv: să-i trag vreo două picioare când ne vedem. Dar mesajele nici nu le voi citi. Dacă ceva important, lasă să mă suni. Am decis să merg să mănânc. Adică am decis, purta a decis. Și totul ce aveam de mâncare era aer și Coca-Cola. Dar Coca-Cola este pentru Crăciun, deoarece nu vreau să rămân fără Coca-Cola de Crăciun. Mi-am turnat două polonice de aer, cred că este de ajuns. În același moment, mi-a sunat Denis. Salut, bro, ți-am trimis 50 de mesaj, de ce nu mi-ai răspuns? Sorry, bro, pur și simplu n-am văzut. Pe scurt, am găsit GTA 6, ți-am trimis link-ul pe Facebook. Hai, descarcă-mă repede. Da, Denis e cu totul nebun, se-mi trimite link-ul spre jocul inexistent. Ce prost. Am mâncat aerul, am revenit în cameră, mi-a stat trist. În Dota să joc nu vreau, să dorm tot nu, să mă uit la seriale nu. E de ajuns, doar asta fac în carantină. Mi se pare că m-am îmbolnăvit. Coronavirus? Mi-am amintit că Denis mi-a spus despre GTA 6. Am decis să dau click pe link-ul trimis de către Denis să mă uit ce este acolo. Sigur că nimic interesant, dar oricum, n-am ce face. Am deschis link-ul, a început să se descarce. Adică, eu nici n-am reușit să mă uit ce este. Bine, nu-mi pasă. Cu un virus mai mult, cu unul mai puțin. Până când se descarcă jocul, vreau să vă prezint utilizatorii care au găsit această pisică. Ei sunt cei mai tari și atenți. Dacă vrei și tu să apare în următorul video, lasă like și scrie în comentarii la ce minută a apărut această pisică. Am instalat GTA-ul, l-am deschis. Ohoho, cum arată! Niciodată așa ceva n-am văzut. Doamne, ce grafică, dar gameplay-ul pur și simplu ceva fantastic. Am jucat un minut, două, trei. Am început să devin dependent. Este cel mai tare joc în care m-am jucat. Am decis până când nu ajung la finalul jocului nu mă ridic de la PC. Am jucat o zi, două zile, trei zile. Am devenit absolut dependent de joc. Domnul Mike, examinăm suspectul sub numărul 666. El se joacă mai mult de o săptămână. Din momentul când a găsit proiectul nostru secret, se joacă fără oprire. Suntem îngrijorați, dacă el va trece jocul, o să încerce să-l posteze pe YouTube și toată lumea o să afle despre proiectul nostru. Totul a devenit foarte complicat. Noi nu trebuie să riscăm. Începem operațiunea Ciorapii Negri. Piloc, fără mișcări, sunteți arestați! Calmați-vă, nu vom face rău, pur și simplu, uitați-vă aici! Sorry. Oh, fuck, ce vis nebun! Oh my god! Pe scurt, am descărcat GTA 6. Prieteni, nu uitați, pentru partea a doua trebuie de adunat 10.000 de like-uri. Miau.